Mulțumim, Violeta. Cu astfel de oameni nu are cum să ne meargă fundația mai departe. Toți, după cum îi vedeți, în suflet. O lucrare extraordinară s-a petrecut în cadrul fundației creștine Părintele Arsenie Boca, cu neîndoielnic ca mijlocirea Părintelui Arsenie Boca, prin iubita noastră prietenă, Georgeta Pungăr Herbreto, care merită toată recunoștința noastră și aprecierile pentru tot ceea ce a făcut în acești ani și care în fiecare an vine alături de noi în România. Trebuie să știți că ea vine tocmai din Olanda și vine în fiecare an și iată, n-a vrut cu niciun chip să lipsească nici la acest ceas aniversar. Aprecieri în plus și recunoștință și pentru faptul că Georgeta a trudit ani de zile, pentru a traduce în limba olandeză Cărarea Împărăției, lucrarea de căpătâi a Părintelui Arsenie Boca.